Bună ziua! Am văzut zilele trecute un discurs foarte interesant în media și chiar și în cercurile politice superioare legător cu falimentarea primăriilor. În acest punct de vedere, cum stă primăria Târgu Neamț? Știu că ați moștenit o datorie destul de importantă. În ce stadiu vă aflați? Da, după cum bine știți și majoritatea locuitorilor orașului sunt informați și chiar dacă nu am reușit să conving în totalitate locuitorii orașului, la momentul preluării mandatului am preluat o datorie de 20 de milioane de lei noi. Deci situația este cam dificilă și nu mai vorbim de faptul că la fel, la începutul mandatului am avut o datorie la diferite societăți de 87 de miliarde de lei vechi. Cu toate acestea, cu ajutorul compartimentului financiar, cu ajutorul Guvernului României, a deputatului Arsene, am reușit să achităm acea sumă de 87 de miliarde, prin, la fel, conform ordonanței Guvern numărul 3, prin acel împrumut de la Trezoreria Statului. Și am reușit în mare să achităm datoriile. La momentul actual avem doar creditul bancar din 2006 de 20 de milioane de lei și încă o datorie, un leasing, să spunem așa, la acele lămpi de pe raza orașului, care au fost amplasate pe raza orașului, de la societatea Elba Timișoara. Deci să înțelegem că nu sunteți în stare nu de faliment. Nu suntem în stare de faliment, dar este foarte greu să găsim bani pentru a moderniza orașul, pentru a încerca să facem ceva investiții mai de amploare. Cu toate acestea, am reușit, după cum bine ați văzut, am reușit să modernizăm centrul orașului. În scurtă perioadă de timp va fi definitivat, vor fi definitivate ambele străzi, Ștefan cel Mare și Mihai Eminescu. Și la fel, după lungi și dese deplasări, împreună cu deputatul Arsenie și cu alții colaboratori de ai noștri din Partidul Social Democrat, am reușit să aducem în Târgu Neamț investiții, și aici mă refer la infrastructură, la cele 8 străzi din orașul Târgu Neamț care au intrat deja în asfaltare, ceea ce cred eu la datoriile care le avem este un lucru bun. Încă o dată mă repet, această investiție se datorează Guvernul României și a domnului deputat Arsenie. Este un lucru foarte bun că orașul Târgu Neamț este un șantier de la un cap la altul. Chiar oamenii își doreau acest lucru. Dar întrebarea este cam când apreciați că se vor termina aceste lucrări, cel puțin cele de extindere a cele două magistrale auto din oraș? Deci străzile care au intrat în reabilitare, sper eu să se termine cel târziu în luna septembrie. Iar modernizarea centrului orașului cu acele jardiniere din piatră, cu mobilierul stradal, cu spațiile verzi, cu ce mai avem noi din buget propriu, îmi doresc până la sfârșitul lunii iunie să determinăm, pentru că în luna iulie avem zilele cetății și sper să am aprobare de la Consiliul Local să organizăm și zilele orașului odată cu zilele cetății în luna iulie, tot pentru a mai reduce din cheltuieli datorită situației care o avem la momentul actual. Dar nu se pune problema să intrăm în faliment, pentru că, zic eu, știm să calculăm și avem specialiști în contabilitate care știu să pună problema așa cum trebuie și avem bani și de investiții și de acest credit moștenit, care nu l-am dorit niciodată și nimeni nu cred că și l-ar fi dorit. Eu, în sensul acesta, am făcut un memoriu care vreau să-l înaintez domnului deputat Arsenie, să-l înmânez domnului deputat Arsenie, să-l predea domnului prim-ministru, să vedem care este situația, pentru că nu este normal ca eu, la primul mandat, să preiau așa datorie, iar acum să mi se ceară să nu fac cheltuieli sau creditul care l-am să-l rezolv eu, pentru că nu am cum. Nu-mi permite nici legea și nici bugetul orașului Târgu Neamț nu este atât de mare pentru a acoperi acele datorii vechi.
Mulțumesc.